Problemele se țin lanț pentru George Buhnici după interviul care a scandalizat societatea civilă. Influencerul a rămas fără unul dintre cei mai importanti sponsori. Banca Comercială Română a decis să încheie colaborarea cu vloggerul. În plus, Buhnici va fi anchetat și de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce a spus că femeile cu vergeturi nu au ce să caute pe plajă. Urmarea declarațiilor făcute de George Buhnici în spațiul public despre femei, principalul sponsor al bloggerului a decis să întrerupă orice colaborare cu acesta. Este vorba de Da, avem un număr mare de obezi, copii și adolescenți în țara asta și cineva, soțul meu, a spus-o mai direct la televizor. Când spun medicii, nu mai facem postări în social media și nici nu mai criticăm. De fapt, nici nu auzim cât despre ideea de misogin, cred că mulți nu au aflat definiția corectă. Las un link către subiectul corect ca să puteți dormi liniștite, liniștiți la noapte. A precizat soția lui Buhnici pe Instagram. Vloggerul o leudase în interviul controversat pe Lorena Buhnici pentru faptul că ar arăta ca o minoră.